așa, dar tocmai mă pregăteam să mă duc la prânz când Simion m-a oprit și m-a rugat, m-a întrebat dacă vreau să vorbesc despre ce fac eu aici la Babel și cum am ajuns aici. Am ajuns aici la Babel 2024 prin invitația lui Puiu Jipa, care este un om foarte special și care a ajuns să-mi fie foarte drag. Și am venit în principal ca să le ajut la revista Jurnalul Festivalului, Foyer, ca să scriu cronici, gânduri, tot ce-mi trece mie prin cap, pentru că am absolvit teatrologia anul trecut, pentru că mă interesează tot ce ține de teatru, pentru că voiam să văd spectacolele după ce am văzut programul, am zis da, clar, o să vin, voiam să văd spectacole din toată lumea și mă bucur să fac asta. Și ce îmi place cel mai mult la Babel e întâlnirea și întâlnirile cu oameni și faptul că atunci când mă duc în orice loc care ține de festival într-un fel sau altul, fie că e la prânz, fie că e la discuțiile de după sau înainte de spectacole, văd tot felul de oameni, văd oameni care zâmbesc, văd oameni care se bucură să fie aici. Și m-am bucurat să întâlnesc atât de multe persoane atât de diferite, care au fost aduse împreună de teatru și de artele spectacolului. Așa cum m-am bucurat să întâlnesc și pe Simion, de altfel, care mi-a vorbit un pic despre romanianactors.com și despre care am scris și un mic paragraf în numărul de ieri de la festival. Da. Ce ai văzut? Ce spectacol ți-a plăcut cel mai mult? Sau ce întâlnire din cadrul conferințelor de presă? Cel mai mult au rămas cu mine spectacolele de la Institutul Grotowski, mai ales pentru că a fost prima oară când m-am întâlnit cu un spectacol de genul ăsta, dar și pentru că au fost două spectacole și au fost diametral opuse din punctul meu de vedere, sau au fost foarte, foarte diferite. Și mi-a plăcut... Mi-a plăcut faptul că la amândouă, chiar dacă au fost atât de diferite, s-a simțit cumva aceeași bază de energie și de prezență a actorilor în spațiu. Și mă bucură de fiecare dată exact întâlnirea asta dintre oameni. Și cred că asta a ajuns să fie partea mea preferată, sau una dintre părțile mele cele mai dragi în legătură cu teatru. Că produce întâlniri, le duce mai departe de cele mai multe ori, produce schimburi de idei și asta mi-a plăcut, conferințele, întâlnirile din cadrul conferințelor, faptul că toată lumea a fost atât de dispusă și disponibilă să răspundă la întrebări, să vorbească cu lumea, am întâlnit, cred că la cel puțin două sau trei spectacole, după aplauze, actorii au oprit aplauzele și au spus mulțumesc, mă bucur că sunt aici, dacă vreți să vorbiți, dacă vreți să veniți să vorbiți cu mine, sunt aici pentru voi. Și e genul ăsta de comunitate și de iubire comună pe care o avem față de tot ce facem noi, care îmi produce o imensă bucurie. Te-a ajutat pe tine ca teatrolog într-un fel personal sau profesional acest festival? Ai descoperit ceva aparte? Da, mă ajută pentru că îmi deschide lumea și pentru că îmi dă din ce în ce mai multe unelte prin care pot să navighez cât mai bine lumea asta. Momentan sunt într-un soi de moment de tranziție în ceea ce privește cariera mea. Nu știu exact ce vreau să fac în continuare. Știu că am diferite firicele care vin către mine și la care mă tot gândesc dacă e mai bine să merg acolo sau acolo sau să fac asta sau aia-laltă. Pentru că zona pe care o practic eu e destul de largă, adică e o nișă care are mai multe nișe mai mici în ea. Și asta mi-am propus după facultate, să încerc să experimentez cât mai multe dintre ele și să învăț din fiecare și să le experimentez cât de larg pot.
astfel încât atunci când iau o decizie pentru nișa aia mai micuță pe care vreau să mă duc, să fie într-adevăr o decizie potrivită pentru mine. Și da, la asta m-a ajutat foarte mult să învăț mai multe despre fiecare zonă de genul ăsta, de la cum poți să organizezi un festival cât de bine și pentru lumea prezentă aici și pentru oraș, la modalități de dramaturgie, modalități de dramatizare, la întâlniri cu lumea, jurnalism cultural și critică, așa că da, înseamnă foarte mult în parcursul meu și îmi doresc să am cât mai multă experiență de genul ăsta. Ce faci acum? Acum sunt secretar literar la Satu Mare și în paralel la Teatrul de Nord, la Teatrul de Nord din Satu Mare. Și în paralel încerc să-mi dezvolt momentan mai mult, sau asta e preocuparea mea principală, să încerc să-mi dezvolt textele sau texte noi. Și să încerc să obțin oportunități de colaborare pentru partea de dramaturgie care mă pasionează cel mai mult. Și între timp mă ocup și de celelalte bucăți mai micuțe și mă gândesc ce să fac și cu ele, cu toată partea asta de critică teatrală, poate chiar de management. Da. Sunt, ce vârstă ai? 22 de ani. 22? Da. Jesus. Mai povestește, spune. Nu știu ce să mai spun. Nu te simți matură pentru 22 de ani? Eu așa te percep. Tu cum te percep pe tine? Ba da, mă simt. Uneori mi se pare că sunt prea matură. și încerc să-mi... încerc să îmi reamintesc constant că nu e totul chiar atât de serios pe cât pare. Și că am voie să greșesc și că am voie să mă răzgândesc și că am voie să explorez. Și de multe ori îmi pare rău că societatea nu-mi permite chestia asta mai mult, pentru că mi-aș dori să pot să explorez mai mult și te lovești de un lucru sau altul care te oprește sau cel puțin îți pune piedică. Da, și încerc să-mi găsesc un drum. Ultimul an de când am absolvit facultatea a fost foarte încărcat de, poate și de maturizare, dar cred că mai degrabă de un soi de o problemă existențială care a fost mereu în background. Pentru că încep într-adevăr să fiu adult. Și să văd ce aș putea să fac sau ce ar trebui să fac sau ce mi-ar prinde mai bine să fac cu maturizarea asta. Da. Deci da, mă simt matură, dar nu știu exact cât de bine îmi face chestia asta tot timpul. Ce semnificație aiurea, și cu asta vom încheia, aduce pentru tine cuvântul Babel? E pictura aceea cu turnul din Babel și în special faptul că arată ca un con, că e mai lată la bază și se duce ca un soi de spirală în sus, și asta e pentru mine cumva corespondența vizuală la toată ideea asta de întâlniri și de convergere către un punct comun, către un țel pe care îl avem toți aici, dintr-un fel sau dintr-un motiv sau altul, în principal care se leagă de artele spectacolului, dar cred că pentru mine rămâne ideea asta de întâlnire și e transpunerea vizuală a sentimentului ăsta de comunitate.